Minutul 91, Rapid Gaz Metan Mediaș 8 la 0. Da, n-ai ce să comentezi. Nu e o victorie cu o competitoare care spune probleme, e un meci oficial că na, e meci de campionat, dar cu o echipă de copii. Pe ăștia săraci cred că îi băteau și echipa under 17, 18, 19 a Rapidului. Pentru că sunt niște copii doar datorită bunului management al Ligii Profesioniste de Fotbal și al nu știu, a regulamentelor astea care sunt de rahat, au nu știu, au mari lipsuri și doar din acest motiv un astfel de meci se poate disputa în România cu o echipă care e retrogradată cu 10 meciuri înainte de a se termina campionatul. La fel se întâmplă și s-a întâmplat și cu Clinceniu și am auzit o declarație care mi s-a părut incredibilă, extraordinară, a unui om din anturaj de acolo, din conducere, din ce domne, obiectivul nostru în ultimele 10 meciuri este să marcăm un gol. Păi bă, bine, echipa asta există pentru că le-a fost frică ăstora de la ligă că să retrag, le plătesc ei deplasările, le plătesc motorina, hotelul, le mai dau cât un pachetel. Și cu asta basta că dacă se retrăgeau, trebuia să plătească toate cluburile niște penalizări. Și atunci, ca să nu fie vorba de penalizări, stai să las ăsta mai jos un pic că nu mă văd bine, ca să nu plătească toți în solidar sau nu știu cum să spune, niște... Hai și cu golul 9-0, are și Liea. Nu, ocazie mare. Ca să nu plătească toți banii, să facă scandal televiziunile, au găsit varianta asta de rahat să plătească liga în loc să facă naiba ceva cu regulamentele astea, să ceară niște garanții financiare, să se întâmple ceva, să nu mai fie bătaia asta de joc. Ok, pentru suporterii rapidiști e frumos. Mamă, stadionul plin, 8 goluri, mamă ce bun suntem. Nu, e o bătaie de joc la adresa competiției. Nici măcar un antrenament nu e pentru Rapid, e o vrăjeală cu public. Cred că Săpunarul a transpirat mai mult la meciul care a fost meciul de inaugurare, că de-aia mi-am și luat tricoul ăsta frumos de colecție. Și s-au chinuit mai mult cu ăia de la Timișoara, cu băieții de la Timișoara, decât cu echipa asta care practic nu spune nimic, o echipă de copii, niște copii care ce mare centru de copii și juniori poate avea Mediașul, cu niște unii care n-au vrut să plece sau n-au avut un să plece și stau pe banii lor pe la Mediaș pe acolo să mai joace și atâta tot. Deci de meci nu prea avem mare lucru ce să vorbim. E o victorie, da, care nu spune nimic, toată lumea va bate pe Mediaș, pe Clinceni și așa mai departe. Hai să trec la mesajele voastre, că nu o să stăm foarte mult de vorbă, pentru că nu prea avem ce să vorbim despre meci. O să vă răspund la mesaje, mai discutăm un pic și ne întâlnim la 11 și ceva să discutăm de Survivor, pentru că acolo se întâmplă lucruri mult mai interesante și va fi și surpriză în seara asta. Consiliul de nominalizare, vom asista și la o eliminare, așa că avem ce să discutăm. Hai să vedem la... da, mulțumesc frumos la mesaje, Romeo Fantasticu, mersi frumos. Da, chiar. Mulțumesc frumos, da, performanțele fotbalistice nu sunt cine știe ce, dar... probabil că sunt de luat în râs performanțele fotbalistice. Mergem înainte, ce să facem?
Stănescu Mihai, membru senior, te salut. Da, victorie la scor, hai Rapidu. Da, cu săracii copiii a Mihai. Hai Rapidu, hai Rapidu, da. E frumos, goluri multe, dar n-au legat, cred că n-a fost nicio fază să facă mai mult de 5 pase. Deci, am reacția care mi se pare normală. Aline, membru canalului, Alin, pilotul de avion. Ce reacție să ai la scorul ăsta? Să rămână Oana, membru senior, timp de 8 luni. Oana Iancu, te pup. Cred că ești pe fericire în seara asta. Cred că e una dintre cele mai categorice victorii din istoria Rapidului de 100 de ani la anul. Deci, e o seară, stadion nou, lume multă, 8-0, spectacolul perfect, cum zice și uite Andrei Coman, spectacol magic. Te salut, Codruț. Bună, Andreea. Bună seara. Salut, Florine, rapidistule. Te salut și pe tine. Te pup, Oana. Mulțumesc că în continuare ești membră senior. 8 luni de zile. Oana, ușor, ușor, faci anul și tu, Oana. Mersi frumos că ai fost aproape. Păcat de copii ăștia. Da, te salut, Adriane. Da, ai dreptate. Mare păcat de copii ăștia de la Mediaș pentru că e o bătaie de joc. E un rezultat și sunt niște rezultate care cu siguranță le toarnă plumb în picioare și îi fac să se gândească dacă vor ajunge vreodată fotbaliști. Că ei nu sunt fotbaliști acum, ei sunt că trebuie să fie acolo. Ei fotbaliști nu sunt în momentul de față, conjunctural. Au bifat niște goluri, niște meciuri la prima divizie, că așa a fost să fie. Dar pentru moralul lor nu știu dacă e bine. Cu siguranță nu e bine deloc, nu că nu știu. Nu știu cât de ușor vor trece peste înfrângerile astea. Ăștia sunt niște copii care își doreau să ajungă fotbaliști. Și promovați poate câte unu, câte doi, câte 5 minute, câte 7, poate aveau vreo șansă între băgați așa printre niște seniori. Dacă îi bași pe toți așa în grup, i-ai terminat. Fizic nu pot, tactic nu știu, psihic îi termin, dar na. Ăsta e fotbalul din România, din păcate, și e trist. E exact cum se întâmpla anul trecut cu jucătorii aia care îi băgau, că trebuiau să-i bage, că erau tineri, așa spunea regulamentul anul trecut, și în secunda 12, 14, 17 scoteau. Adică o bătaie de joc și o umilință publică fără margine. Așa se întâmplă și cu copiii ăștia de la Mediaș. Te salut, Oana Iancu, te salut, Stănescu Mihai, membrii seniori. Piratul ce sunt pe stadion de la televizor chiar nu s-a putut observa că marea majoritate a acestor copii nu au nici măcar 1,70 m. Efectiv, nu am putut să mă bucur la niciun gol. E ca și cum am uitat la niște copii aruncați în arena cu lei. Uite, piratul, membru canalului care e pe stadion. Da, asta e impresia și din păcate pentru ei trebuie să trăiască umilința asta, bătaia asta de joc etapă de etapă. Dar, na, asta e. Asta e România, astea sunt directivele LPF. Așa se întâmplă cu garanțiile financiare. Și au de suferit copiii ăștia că oia care cât de cât mai jucase cât un pic prin divizia A au plecat de mult. Toată stima pentru suporteri care umplu stadionul la orice meci, zice și Adrian Marius. Bună, Oana Iancu, hai Rapidu, membrii seniori între ei, Mihai și Oana. Asta e fotbalul lui Burleanu, Stoichiță, etc. Ei au adus fotbalul aici și nu avem ce să facem. Nu numai ei. Nu numai ei, pentru că, ok, ei sunt de actualitate, dar niște legi mai bine făcute, niște circulare, niște condiții la caietul ăla de licențiere, ar fi putut să le facă și cei dinainte, ar fi putut să le facă și ăștia de aici, de acum. Așa că, măcar dacă jucătorii și publicul ar fi fost mai cumpătați în a se bucura la goluri. Păi de ce te bucuri, piratule, că
Până la urmă nu e treaba Rapidului că i-au jucat cu niște copii sau a oamenilor care au plătit bilet să meargă la stadion ca să vadă goluri multe. Așa că aici nu sunt de acord cu tine, pentru că bă, e sport, e competiție, te bucuri, indiferent că bați 1, 2, 3, 0, ori 8, ori că bați niște seniori, ori că bați niște copii, bă, echipa înscrisă în campionat, participă, le dai cât mai multe, să faci golaverajul cu ei. Andrei zice, Rapid termină pe locul întâi play-out-ul, te salut Ionuțe. Nu Bogdane, de ce ar trebui sau de ce? Nu sunt rapidist, dar mi se pare imatur să te bucuri la victoria asta, hai să așteptăm meciurile cu Sepsi și Dinamo să vedem ce se întâmplă. Nu e imatur deloc, Romeo, pentru că sunt 3 puncte, la fel cum sunt 3 puncte și cu Sepsi și cu Dinamo. Te bucuri la orice echipă, la orice victorie, cu orice echipă. Astea, vrăjelile astea, hai să nu mai părem mai catolici decât papa, că dacă nu iei 3 puncte cu media și termin pe locul 5, 7, 9, 14, nu interesează pe nimeni că media a jucat cu copiii și te-au bătut. La fel cum nu interesează pe nimeni nici că media își bate joc de copiii ăștia și îi pun în situația să piarnă în halul ăsta niște meciuri. Așa că Rapidul și-a făcut treaba, a tratat competiția cum să cuvine, s-au răsculat niște fire de păr. Și cu asta basta. Nu e de niciun fel, nici imoral, nici imatur, nici niciun fel. Cea mai categorică victorie din istoria Rapidului, păcat de acești copii. Uite, zice și Florin, 1923, să împlinesc 100 de ani la anul. Da, dar asta e. Mulți dintre ei nu treceau de 1,70 m, erau descumpăniți total săraci. Plus se califică un UEFA așa cu puțin noroc, zice Andrei. Ole, ole, mulțumim Rapidule, zice alt rapidist. Cred că 17-18 ani, Aline, nu știu, că copii ce naiba mai contează media de vârstă. Sunt niște tineri aruncați că n-a avut cine să rămână pe acolo. Jucătorii de la Gaza au fost sacrificați, din păcate. Dacă venea Paciotti antrenor la media și îi rezolva și pe ăștia. Numai la 7-8, luau de la 10 în sus, Iuliane. Tiberiu, te salut. Lili, te salut. FRF și LPF, aceeași mizerie. Hai Rapidul. Cred că acești copii nu vor ajunge la divizia B decât vreo 3. Cu tot respectul pentru portar, dar nu înțeleg cum poți să-l promovezi la prima echipă altfel decât în condițiile date. Respect FRF. Păi dacă n-ai pe cine, ce... Păi era acolo, a avut noroc copiii ăștia că erau legitimați la mediaș. Și cu asta basta. Erau acolo și pe cine să bage? Că nici rezerve cred că nu au. Sper măcar să facă dreptate acel care au adus gaz metan în groapă să-și afle pedeapsa, zice Piratul, membru canalului. Suporterii din Giulești, numărul 1 în România ca atmosferă, adevărat. Nu sunt rapidist, dar trebuie să te bucuri la orice victorie. Dacă băteau 1-0, ce se întâmpla? Lăsați rapidiștii să se bucure atunci când echipa joacă bine și pe un drum bun. Da, trebuie să te bucuri, sunt tot 3 puncte, dar trebuie să te uiți și contra cui ai obținut victoria. Că n-ai bătut. Adică ai bătut o echipă un pic mai slabă decât Clinceni. Oia au mai rămas câțiva care au mai jucat prin divizia, care mai au experiență, care și nu-i bați atât de ușor. Așa s-a întâmplat și cu Clinceniu, tot 3 puncte a fost. A fost 1-0, nu? La primul meci, în minutul 70 și ceva, bă, au fost 3 puncte. 3 puncte care și cu 3 puncte alea din 6 puncte din 2 jocuri cu Clinceniu și cu 3 puncte cu media și uite, ești acolo pe primul loc. Pe primul loc de la locul 7 în jos. Din play-out. Da, bă, ești acolo. Adică nu mai are importanță contra cui obții punctele. Sunt tot trei puncte. Așa că asta e. Pentru că ies cu moralul praf, vai de țara asta, zice Adrian. Mă refeream să nu tragem concluzii după meci. Cine crezi că trage concluzii după 8-0 cu mediaș? Nimeni.
Nimeni nu va trage concluzii după un antrenament cu publicul, cu o echipă de juniori. Dacă jucau cu juniorii under 19 ai Rapidului, cred că, mă refer la cei de la echipa mare a Rapidului, cred că aveau meci mai greu decât au avut cu copiii ăștia. Așa că n-avem cum să facem așa o apreciere. Dacă Medeaș avea echipa de acum 7 luni, vă dădea cu terenul în cap, uite, alt priceput, Mircea lui Suciu. Ce treabă are ce era acum 7 luni, ce a fost acum 7 luni, cu ce e acum? Bine, te-ai trezit și tu ești ăla care găsești miezul în dădașcă, ești miezul din dădașcă și găsești ciobul în scorbură. Te-ai trezit și tu să vorbești, că dacă nu te bagă nimeni în seamă, aici poți să scrii că na. A fost o victorie cu 26 la 1 cu Venus când a dat Goge 9 goluri. Păi da, dar în divizia 18-a, Tavi. O fi fost, dar ce naiba. Te salut, Vlăduț. Nu e concludentă, nu e în niciun fel. Nu e niciun fel victoria asta. Sunt doar 3 puncte, atât. 3 puncte și nimic mai mult. Nu e nici concludentă, nici. Și istorică mai e. Istorică și atât. Istorică și 3 puncte. Victorie istorică pentru că peste 10 ani, 3 ani, 7 ani, nu știu când, în cărțile de istorie, nu va mai aminti nimeni că Rapidul a câștigat contra unei echipe de copii. Va spune că Rapidul a bătut cu 8-0 și la 99 de ani de existență, mamă, mamă, ce i-a rupt ăștia. Atât, în rest, n-are nicio relevanță. Te salut, Florine. Copiii ăia sunt fericiți, sunt morți de fericire. Sunt. Că au luat 8 de la Rapid, cred că sunt atât de fericiți și toată lumea o să ia la mișto și toți o să zică, bă, mai bine vă lăsați, că nu puteți să faceți două pase. Păi puteau să vină în vacanță, Romeo, nu să joace fotbal. Puteau să vină la un meci pe Giulești și vedeau atmosfera, cum e publicul. Nu să-i bați să își bată toate echipele joc de ei, săracică. E umilitor. Azi la Play Sport a venit Mr. Chirilă și a zis că așteaptă să o preia pe Dinamo în Liga a doua. Omul e de pe altă planetă, săracul. Băi, e caz grav. Eu mi-am dat seama, l-am văzut și la Grigoroiu, la Digi. A mai fost nu știu pe unde, pe la ce emisiune de asta, săracul, e grav. Eu nu știu cum nu să ar trebui băgate niște controle de astea pentru antrenori. Bine, să-i spui lui antrenor e mult spus. Dar ar trebui când îți reînnoiești licența, când te duci la cursuri de astea de perfecționare, ar trebui să bage testul psihologic. Ca la carnetul de șofer, să-ți facă niște controle și pe la căpățână, că, bă, cred că e gravă treaba. Dar vom vedea ce o mai fi, nu? Cei mai buni, cei de la Rapid, suntem peste tot acasă, Vlăduțe cu copiii ăia, ce naiba. Că suntem peste tot acasă, e ok, dar și suntem. Dar n-ai săraci cu copilașii ăia, mă uitam la ei și după meci. Bă, nu poți să-ți bagi joc de ei așa, de viitorul unor copii. Nu poți, cât ar fi ei bucuroși că joacă în divizia A, că debutează, că se plimbă cu autobuzul de la Mediaș la București, că dorm și ei la poate. Unii dintre ei n-au fost la un hotel de 4 stele, că bănuiesc că sunt cazați pe la hotelul lui Dragomir. Viața lor sau în vacanță sau dar nu săracii săi. N-ai cum. Dar asta e. Ai perfectă dreptate, exact asta vreau și eu să spun. Sunt 3 puncte câștigate și atât. Îmi pare rău și mie de copii ăia. Oana Iancu, membru senior al canalului, 2 luni. Mulțumesc, Oana, să rămână. Și mie îmi pare rău de copiii de la Mediaș. Mihai, membru senior al canalului, de asemenea. Pronostic pentru FC Argeș voluntari. Eu sunt din Curtea de Argeș. Mă bucur, dar pronosticul e același. Cred că va ieși un meci urât care se va duce spre un egal. Cu toate că voluntariul ca echipă
are un plus peste FC Argeș, dar sunt într-o scădere de formă și ei vin după două, trei înfrângeri și sunt jucători cu mai multă experiență decât cei de la FC Argeș. Cred că va fi un meci urât și echilibrat. Eu îl văd pe Chirilă ca pe un poet care trăiește în lumea lui și nu deranjează pe nimeni. Da. Deranjează din moment ce apare peste tot și spune numai idioțenii. N-ar deranja pe nimeni dacă s-ar izola într-o peșteră undeva și ar vorbi acolo în fața la unui copac. Sau să se uite în luciu apei și să ne spună acolo idioțenile lui. Așa când vine și ne ia la mișto cu filozofiile lui și ne spune ce mare antrenor e el care n-a antrenat pe nimeni. Și mamă, cum îi salva pe aia de la retrogradare după ce i-a îngropat și se duce la Dinamo dacă retrogradează și o să-i promoveze și așa mai departe, cred că deranjează. Ce frumos se uita către teren cu țigarea și cafeaua Mr. Chirilă. Nu era etrucată poza. Nu era pe teren, nu era el, nu era îmbrăcată, vorbea la telefon, avea mâinile ocupate. Nu, i-au făcut ăștia manevră că vreau să-l pună la echipa națională. Și atunci, Oana Iancu, membru senior, ce pentru personajul respectiv un control e prea puține, direct caze de internare. Dragomir are fotel cu foiță de aur pe balustradă. Chirilă e studiu de caz, zice Mihai. Salut, Răzvane. Domnul Chirilă, stai, unde e? Crazy. Domnul Chirilă putea fi pilot, are un psihic la fel de instabil ca ăștia cu care lucrăm, zice pilotul de Boeing. A zis că nu ar prelua echipe de Liga a doua decât cele din orașe mari care vor promova. A antrenat destul la Liga a doua și să-și facă și alții mâna. E incredibil. Bă, săracul. Dar cum a zis că Clinceniu era sub valoarea lui și aia și a riscat că i-a luat. Păi el n-a antrenat nicăieri de 8 ani. Și unde a antrenat stătuse două, odată două etape și odată un meci și la pauză l-au dat aia afară. Doamne, săracul. Nu am mai evitat să vorbesc de el așa. Chiar cred că are probleme. Jur. Chiar cred că are probleme și nu e de râs. Oamenii ăștia îl mai invită, cred că, ca să râdă de el și când n-au pe cine invita, că se duce. Dacă îl sun și la 12 noaptea și îl chem dimineața la 9, el vine. E ca bumerangul, la arunci și vine înapoi. Dar e nasol. Uite, m-a impresionat că la un moment dat am vorbit, și voi știți care mă urmăriți, am vorbit la un moment dat despre Văietuși, de la Hunedoara și Dinamo și echipa națională. Recunosc că am citit azi interviul cu Florică Neaf, domnul Florică Văietuș, și m-a impresionat. M-a impresionat ce spune acolo, m-a impresionat sinceritatea cu care vorbește și m-a impresionat pentru că bă, a fost unul dintre marii fotbaliști ai României și ajunge să păzească stadionul unde a fost idol. Să lucreze câte 24 de ore și spune săracul, zice, bă, zice, câteodată mi-e și frică să ies noaptea de acolo și mă rog la Dumnezeu să nu mă întâlnesc cu cineva. Și e trist. E trist pentru că Văietuș, dacă Florică Văietuș, dacă se năștea în oricare țară cât de cât civilizată și avea performanțele care le-a avut ca fotbalist în România, avea o bătrânețe liniștită și nu era nevoit să stea 24 de ore să se plimbe în miezul nopții, să păzească un stadion aproape lăsat în paragină. Și e trist să vezi astfel de oameni care au făcut ceva pentru fotbalul românesc, e trist să-i vezi în situația asta, dar asta e, în România nu sunt plătiți nici aia care sunt la muncă fotbaliști activi. Vedem ce s-a întâmplat la Mediaș, la Clinceni și prin alte. Da, să mai aibă pensie foștii fotbaliști și așa mai departe. Toți zic, păi stai bă, că ce, plătești taxe 10-12 ani și vrei să ai pensie încă 40 până mori. Da, bă, dar dacă asta e meseria,
Ăia în străinătate cum au? Ce, ăia în străinătate joacă până la 65 de ani? Dar l-aș aștepta pe Hulubei ăsta, că nu-l suport deloc pe băiatul ăsta. Mi se pare de o falsitate rar întâlnită și un gargaragiu care nu face mai nimic la afanul ăla. Aș fi curios să ne vorbească și despre recunoașterea meseriei de fotbalist, dacă va fi trecută vreodată în nomenclatorul de meserii, pensii, asigurări și așa mai departe. Dar e bine așa, e șef. Eu văd finala Cupei FC Argeș-Craiova și cu părere de rău pentru Argeș, cred că va câștiga Craiova, zice Vlăduț. Unii s-au supărat pe moderatorul de la Digi că i-a arătat poza aia cu cafeaua. Păi de ce să se supere? Păi omul a întrebat și a început să mintă, să bată câmpii. Și i-a zis. Și eu vă aduc aminte că Grigoroiu, Viorel Grigoroiu, este unul dintre cei care, mamă, de nu l-a invitat, de l-a omorât. Și de nu i-a luat apărarea, iar de l-a omorât. Adică mai avea puțin să și creadă că e capelul de România, să creadă și Grigoroiu că are vreun mare invitat în studio. Dar n-a mai suportat la un moment dat nici Grigoroiu și a zis, nu, chiar așa ne luați de... Păi să vă aduc aminte, data trecută când l-a invitat, cum mesteca gumă. Adică e o lipsă de respect totală. Cum mesteca gumă ăsta, așa a zis-o antrenor, nu Grigoroiu. Și omul i-a zis, bă, avem poza, nu, domne, e trucată, dă-o. Nu, păi, ia și uite-te atunci, dacă ai tupeul ăsta nemăsurat, na, ia să o vezi. Filozofii sunt lucruri care se vor întâmpla. Nu e de judecat, nu. Cum niciun bolnav psihic nu e de vină că e ales președinte. Da, nu, e de apreciat că de 25 de ani vorbește același lucru și din ce vorbește nu face nimic. Da, e lupta secolului, Aline. Chirilă zice ziua ce visează noaptea. Păi da, și are aceleași visuri de 20 de ani. De 15 ani, Vlăduțe. Am vorbit, Dane, uite-te ce am postat astăzi, vlogul de astăzi, ne-au furat, se numește, uite-te și ai acolo toate explicațiile. Da, era cu mult înaintea antrenamentului, un trabuc mergea, zice și Adrian. Faptele noastre sunt consecințe ale legilor noastre, zice Einstein, dacă alegi să-l angajezi pe Chirilă, atunci îți asumi consecințele. Păi n-ai văzut ce a declarat? Că ei au greșit, că nu l-a ascultat pe el, că el scăpa echipa și deja echipa începuse să joace. Ce naiba? Și că n-au cultură fotbalistică ăia. Eu mi-am spus doar părerea despre ce echipă am avut la Mediaș. Păi uite tu bine spui. Echipă ați avut și da, echipa aia cred că a luat 4 puncte din 6 Rapidului la un moment dat. Dar a fost. Acolo vina, eu cred că este a conducătorilor, în niciun caz a fotbaliștilor care au fost și a antrenorilor și în niciun caz nu trebuiau batjocoriți copiii ăștia în halul ăsta. Așa că omul care a fost dimineața la GSP merită ascultat, nu de ăștia ca Ionuț Chirilă, care repetă niște lucruri ani de zile. Sper să invite și tu cam pe amândoi într-o emisiune, da. Pentru mine n-ar fi niciun show și nici măcar plăcere nu mi-ar face. Nu știu dacă e jucătorul sezonului, dar e un jucător bun. Popcorn mult și distonocal nu o să ai nevoie, Aline, dar nu o să vezi. Stai liniștit că nu o să vezi lucruri. Andrei, am înțeles ce vrei să spui, dacă ar fi bun. Nu știu dacă ar fi bun, dar cred că Rapidului, în primul rând, îi mai trebuie niște jucători pentru faza defensivă. Și bineînțeles, doi atacanți. Dar doi atacanți centrali. Doi jucători cu numărul 9. Așa că nu știu dacă Miculescu, care joacă cel mai bine în bandă, ar fi bun la Rapid. E un jucător bun. Dar gândește-te că cei de la Arana au vrut să-l dea la FCSB pe 1 milion de euro și procente într-un următor transfer. Dar iar Rapid în momentul de față nu cred că își permite să plătească 1 milion pe un jucător.
Și nici în viitorul apropiat nu cred că își va permite. Așa că n-are rost să... Nu mi-aduc aminte, Ștefane. Păi cum să nu mi-aduc aminte că am fost coleg cu Botan? Cum naiba să nu mi-aduc aminte? Doar nu sunt amnezic. De ce Chirilă nu s-a implicat financiar dacă tot se căutau finanțări la Clinceni, măcar să facă publicitate? E vorba de Tudor Chirilă. Nu știu, asta trebuie să-l întrebați pe așa zisul antrenor. De ce nu s-au implicat membrii familiei? Eu habar n-am de unde naiba să știu. Dar nu pot nici să bași bani așa într-o afacere total neprofitabilă până la urmă, că erau cu un pas în groapă, în groapă rău. Și atunci ce naiba să bași bani ca să ce? N-ai de ce să bași bani acolo pentru... N-aveai de ce să bași bani acolo pentru că erau... Adică mai bine îi donezi. Sau mai bine, nu știu, îi arunci. Decât să bagi bani la... Să fi băgat bani la Clinceni pentru ce? Îmi plăcea Sara Pusher de Pitbull și Sesinia. Te salut și eu, Dane. Da, pune... Am ce naiba, suntem nebuni. Teodorescu Dan, ce da și voi un like. Lasă, Dane, că merge și fără like-uri. Cum să nu uit Ștefane? Mi-aduc, am colegi cu care am jucat și pe la divizia D și pe la divizia C cu care mai vorbesc. A, cu Botan care am jucat la Suceava și am făcut un rezultate istorice, că n-a fost doar meciul ăla. Că turul campionatului, un nou promovat, l-am terminat pe locul 6. Că n-ai cum să uiți oameni cu care ai lucrat, ai muncit, ai câștigat, ai făcut lucruri foarte bune. Da? Deosebit respect, domnul Mihai Sebastian, vă salut și eu. Păi când stai la masă cu Akhmetov, cum naiba să n-ai bani să-i bagi la fotbal? Păi da, dar la 70.000 de dolari sticla de vin, 100.000 de dolari, nu prea au mai rămas să fi dat și 2-3.000 la Clinceni. Adică, na. Da. A făcut o lipsa banilor să ajungă în situația asta. Dezinteresul la un moment dat al patronului, problemele cu justiția, dar în primul și în primul rând lipsa banilor și privarea de libertate a patronului și problemele care le-a avut din punct de vedere financiar. Și da, cred că vor retrograda pentru că nu sunt bani. Și unde nu sunt bani, ați văzut și voi, Clinceni, Mediaș, ce se întâmplă. Nu sunt bani, te duci. La FCSB punea garanții de 500 de... Ai, mă, ce naiba, Adriane. Păi pui și tu de-alea de râs și cu râs. Așa pot să zic și eu că sunt frumos, da. Când mă uit în oglindă, crapă. Ce naiba. Astea sunt nebuneli. Da, poate să retrogradeze Dinamo în Liga a doua. De ce să nu poată? Să va juca un meci de baraj tur-retur, iar la cum a jucat Hermannstadt cu CSA-ul, dacă nu prinde Hermannstadt direct locul 2, la cum joacă Universitatea Cluj, Petrolul sunt promovați deja, direct. Bă, eu cred că una dintre astea două echipe, la ce joacă și Dinamo, le pot pune probleme, nu? Au intrat niște bani la media salarii la conducători, dar nu la copii. Copiii pleacă la meciuri pe banii părinților. Fa. Da, e trist să mai dea și bani. Nu pleacă pe banii părinților Mircio pentru că deplasările sunt plătite de cei de la Liga Profesionistă de fotbal din banii drepturile TV. Mie îmi plăceau Ilieș, Boia, Costinel Mazilu de la Rapid, Spadasio, zice Andrei. Când am auzit cum vorbește franceza, am vrut să-l pun lângă Dăncilă, zice Romeo. Toate echipele mici se sting în câțiva ani, de aceea România are nevoie de Steaua Dinamo, Rapid Petrolul, Timișoara și mulți alții, nu? Clujul. Sunt multe echipe de tradiție, da? Petrolul și Sibiu promovează direct, iar Cluj și Chiajna prind barajul, zice Andrei Coman, așa cred. Vedem că ai văzut că e strânsă lupta acolo. Prieteni,
Cam asta a fost victorie pentru istorie a Rapidului și cam atât. În rest, vă mulțumesc că ați fost alături. Mă pregătesc de următoarea intervenție, că trebuie să comentăm puțin și ce se întâmplă la Survivor, că se întâmplă lucruri interesante. Așa că, pentru doritori, în mai puțin de o jumătate de oră, ne revedem. Care nu, Doamne ajută să fiți sănătoși, rămâneți oameni și nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea cineva și dacă vreți să ne vedem iar unii pe alții, într-o jumătate de oră vă aștept. V-am pupat, toate cele bune!